Anul acesta ne-am făcut o secțiune de noapte a festivalului, o secțiune de jam session-uri, dacă vă aduceți aminte de pe vremuri, care, dacă ultimul concert din Parcul Etnografic se termină la 11:30, noi avem un cort amenajat, un cort acoperit în afara, în secțiunea în aer liber de lângă Parcul Etnografic. Avem o piață la Jazz in the Park, mergând în completarea experienței gastronomice, o piață în care o să poți să te duci să-ți cumperi nu lucruri la kilogram, cât lucruri la bucată. Să zicem că vrei, poți să-ți faci un picnic de tip Ikea, să zic așa. Dintr-o parte o să poți să-ți iei legume, dintr-o parte o să poți să-ți iei fructe, mezeluri, brânzeturi, pâine și așa mai departe, lucruri pe care ți le alegi tu de la producători locali. Păturele asigurăm noi și punem de un picnic împreună cu oamenii care vin la Jazz in the Park. O să avem și produse create de artizani locali. Probabil locul preferat de toată lumea, pentru că e la sfârșitul zilei și o să putem să ne tragem sufletul, dar nu numai de asta, pentru că și experiențele din anii trecuți au fost deosebite. Este scena de noapte, zona de jam session, unde pot ieși niște seri memorabile, cu niște experiențe wow auditive. Mixuri între formațiile care sunt acolo. Am avut experiențe foarte plăcute în anii trecuți. Ca număr de artiști, așa, că știu că e interesant, pentru că să, cred că ne apropiem de 50 în total, ca nume de scenă. 52 din 14 țări. Și 240 de muzice. Ultimul și nu cel din urmă panel, să nu uit, va fi Andy Moisescu, care este ultimul venit și cel mai, cred că, popular DJ al Parcului Etnografic, care va avea și el o serie de, nu știu, jumătate de oră, când va discuta sau chiar și mai mult cu Vasile Hotea și, pe urmă, va răspunde la întrebările publicului.